Prețurile la pepenele verde local din Ucraina continuă să scadă zilnic rapid. Potrivit analiștilor Eastfruit, prețurile pe acest segment de piață sunt deja mult mai mici decât anul trecut. Astfel, Ucraina atinge cel mai scăzut nivel din cel puțin ultimele 3 sezoane. Săptămâna trecută, prețurile medii pentru pepeni verzi din Ucraina au scăzut la 15 hrivne ucrainene per kilogram. Principalele motive pentru o scădere atât de puternică a prețurilor în acest sezon ar fi relocarea producției în Ucraina, dar și creșterea bruscă a ofertei de pepene local pe piață. În același timp, seceta anormală observată în regiunile sudice afectează negativ calitatea fructelor din câmpuri, ceea ce nu face decât să accelereze ritmul reducerilor de preț. O presiune suplimentară pe piață vine din partea livrărilor stabile de pepeni verzi către Ucraina din țările din Asia Centrală, unde acest produs este în prezent mult mai accesibil și de calitate superioară. La începutul lunii iulie, vânzările primare de pepeni verzi au fost efectuate la prețuri cuprinse între 20-26 de hrivne per kilogram, volumele de ofertă rămânând destul de limitate.